cred că cei doi copii ai mei. Nu știu, probabil chestii sentimentale, nu știu, albume, foto, chestii de la prieteni care contează, au o evaluare sentimentală. Nu știu acum, nu... Nu, nu vine în minte acum, ce să vă zic. Chiar nu... Nu știu, probabil cu o soție. O buchetă de flori. Cred că... Nu știu... Apariția unei persoane extraordinare în viața mea. Ăsta e cel mai frumos cadou de la Dumnezeu. Care e cel mai frumos cadou pe care l-ai primit? Uite, acum am primit cremă de față, camuflaj de pete, tuș de ochi, pentru că vine 8 martie. Sub nicio formă nu mi-aduc aminte. Inelul de la soțul meu. Respectul și aprecierea băiatului vis-a-vis de mine ca mamă și respectul care mi-l poartă tot timpul și dragostea care mi-o acordă. Telefonul. Da, atât. Nu știu acum, da. O masă întotdeauna, da, un cadou, da, din partea soțului, da, indiferent, da, da, ce. Nu mă știu, de 80 ceva de ani. Ce cadouri? Înainte nu era ca acum, domnișoare. Să dădea cadouri, să nu știu ce. Înainte era așa. Două fete frumoase de la soțul. Nu? Două fete frumoase. Da, da, chiar și două nepoate la fel. Nu știu. Soția mea. Nu știu, am primit multe cadouri. Chiar nu știu care e cel mai frumos. Care a fost cel mai frumos? Când s-a născut primul copil, fată, aia chiar mi-a plăcut. Și pe urmă cadouri, așa, materiale, cadouri. Nu știu, când am primit garnituri de aur. Cercei, inele, așa. Frumoase cadouri, chiar. Cred că pe soțul meu. Cel mai frumos cadou care am primit vreodată s-a născut frate meu. Faptul că încă i-am pe mine în viață mi se pare cel mai frumos cadou. Copilul. N-aș putea să spun, am primit foarte multă. Adică, cred că faptul că cineva se gândește la tine, nu? Adică nu e... Am primit flori pe care le-am iubit și m-au bucurat foarte mult, buchetă minunată, așa, ceva, nu știu. Cred că asta e cel mai... Nu știu. Nu știu. Cred că o scrisoare. Ăla a fost cel mai frumos cadou. Nu știu, nu? Un inel. Inel cu diamant. Un televizor. Un ghiocel. Mi-a plăcut cel mai mult. Sincer, și după ghiocel mă uitam și acum să văd dacă mai găsesc. Un inel. De la soțul meu, cercei cu smarald și coliere. Și inelul de logodnă. Ăla e cel mai frumos cadou posibil. Și pe el. Cel mai frumos cadou, o vacanță. Au fost multe. O bijuterie, de exemplu. Un inel cu diamant? Nu știu să vă spun. Un mărțișor făcut de nepotul meu. Nu știu, motociclet. Florile. O vacanță. Cel mai frumos cadou, viața. O carte. Flor, flor. Nu știu. Nu mi-aduc aminte. Cual e stato più bello regalo che l'hai ricevuto una volta? Non ricordo. Non ci amintește.